Știți, asta am văzut că ați, în urmă cu nici două ore ați postat și dumneavoastră pe o rețea de socializare. L-am pierdut pe marele campion al nostru, pe domnul Rudel Obreja, pe care știți foarte bine. L-au hăituit, l-au ținut acolo în pușcărie. El spunea, era vizibil că are o boală serioasă, gravă. Medicii de la Jala, nu e nimic, l-au tratat de altceva. Apoi, până în sfârșit, l-au lăsat la insistențele noastre ale presei liber, dar a fost prea târziu. Ce au făcut procurorii ăștia, torționarii ăștia, căveșiști? Că și-au bătut joc de un om care a avut ghinionul să fie acolo lângă doamna Udrea și poate de asta trebuia să fie executat. Un om care a vrut să facă bine României, Dumnezeu să-l ierte pe campionul României, Rudel Obreja, și-au bătut joc de toți marii campioni ai României și de toate numele mari ale țării noastre. Așa au făcut și cu Gică Popescu, așa au făcut și cu mulți alții care au dus faima României peste hotare. L-am cunoscut pentru prima oară pe campionul Rudel Obreja. L-ați cunoscut? Acum 3 luni. Serios? Pentru prima oară. Și mi-a mărturisit că ne urmărește, că ne susține, că iubește România și că se bucură că mai e cineva ca și el care ar fi dispus să lupte pentru România. Știți că azi colega noastră Roxana Ciucă a fost acolo în fața casei lui și la balcon, că nu degeaba spuneam că era un mare patriot. Era acolo tricolorul pe balcon. Și era. Nu ca România să se fărească. Nu fals. Nu. Iubea România și a dus tricolorul României pe podiumurile internaționale. De ce trebuia lăsat, adică pentru umilit orice așa? Orice simbol românesc trebuie umilit și călcat în picioare și oricine vrea să facă ceva pentru România este atacat de șacali. Ați vorbit la începutul emisiunii, sunt șacali fără țară, fără neam, fără credință, cei care fac așa ceva, inclusiv acum după moartea campionului Rudel Obreja fac aceste lucruri. Și ce-i trist, așa ne batem joc de campioni. Am aflat ieri de o știre despre campioana noastră la patinaj artistic care participă la campionatele mondiale din Japonia, la patinaj artistic. Și spunea antrenorul ei că nu are bani de bilete până în Japonia și nu știe dacă o să meargă până în Japonia. În comparație, domnul Corpoș, primul turist al țării și-a închiriat-o din banii noștri o aeronavă de lux și-a dat pentru închirierea ei, doar pentru excursia aceasta în Japonia și Singapore, 350.000 de euro. Deci noi campionii ni terfelim, ni aruncăm la gunoi, nu avem bani să cumpărăm. Nu trebuie să le găsim și lor, corect. Trebuie, dar acum și vorbim și de e președintele, adică poate și dumneavoastră veți fi președinte, nu puteți să mergeți nici cu un charter, nici cu, mă gândesc, nu? Ca, adică reprezentați, sunteți primul om al țării. Eu merg și peste tot la clasa economică, printre dacă români, veți fi, că nu mă, dacă veți fi președintele statului? Orice demnitate a statului voi avea, o să merg printre români la cele mai mici prețuri posibile. Nu e admisibil să dai 350.000 de euro. Care e efectul vizitei lui Klaus Iohannis? Că au venit japonezii la noi, mi-aduc aminte când tot Klaus Iohannis era președinte și nu i-au primit nimeni. Pentru că ați vorbit frumos și de, această campionă, dar și despre campionul care acum e în sicriu. Așa să vă întreb încă un lucru. Răspunde cineva pentru asta? Procurorii, cei care l-au omilit, cei care și-au bătut joc, cei care știau ce îi se întâmplă și l-au lăsat, că asta a însemnat, nu umilința, până în ultimul moment. Și apoi, hai, le eliberăm, dar deja era prea târziu și să nici nu se trateze în sănătate doar aici. Bine, domnul cunosc Beuran l-a ajutat, toți au făcut ce au putut, dar era prea târziu. Cunosc mulți oameni de valoare care au fost terfeliți, care au fost
băgați într-o așa zisă luptă anticorupție, care nu mai luptă anticorupție n-a fost, pentru că oamenii corupți, oamenii care trăiesc de pe urma traficului de carne vie, de pe urma rețelelor de droguri, nu sunt aduși în fața justiției, nu. Au fost țintiți oamenii care deranjau, oameni de afaceri români, cărora li s-au distrus familiile, li s-au închis conturile, li s-au au avut poprire pe conturi, nu au putut funcționa, tocmai pentru că au vrut distrugerea capitalului românesc și a opri producția din România. De asta am ajuns să importăm 80% din carnea de porc. De primesc exemplu, chiar acum o veste foarte tare și trebuie să auziți pe asta, domnule George Simion, breaking news chiar acum.